Carbon. Subiectul acesta îl vom detalia imediat în emisiune. A fost de altfel în atenția fermierilor care au participat la târgul Farm Connect, la care s-a discutat și o altă problemă stringentă. Este vorba despre 15 septembrie, termenul la care interdicția de import a cerealelor ucrainene expiră. Fermierii fac apel la autorități să preseze în continuare pentru un nou termen al interdicției până în 2024. Autoritățile se dau din numeri și spun că cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla. Deși noi ne-am propus ca acest târg să fie un moment de sărbătoare al agriculturii, el este și rămâne un moment de celebrare, de sărbătoare, în care vorbim noi între noi ca și fermieri, vorbim cu partenerii noștri, ne aducem familiile să descopere fermele și cum se produce hrană, dar rămâne de fapt o tribună, încă o tribună pentru forumul agricultorilor și al fermierilor în general, în care ne exprimăm și îngrijorările și încercăm să sensibilizăm pe toți cei care iau decizii pentru agricultură să aibă încredere în noi, în soluțiile pe care noi le propunem și să conștientizeze atunci când nu e prea târziu că trebuie luate măsuri. Am avut un an extrem de secetos, un an care a venit după anul 2020, când am avut seceta pe care o știe toată lumea. Am avut un an 2021 în care abia am reușit să ne revenim, a urmat anul 2022 și apoi și 2023, an extrem de secetoși. Pentru a face față, am sperat că acest război nu va avea un impact atât de major asupra fermierilor noștri. Din păcate, în ceea ce privește prețul la cereale, lucrurile nu s-au reglat absolut deloc și vorbim astăzi cu un cost de producție extrem de ridicat și prețuri cu care noi ne vindem produsele agricole extrem de mici. Care este soluția? Pentru că soluția o reprezintă în astfel de situații critice, măsuri critice. Măsurile critice propuse de noi au fost la momentul respectiv interzicerea importurilor de cereale din Ucraina. Se apropie 15 septembrie. Suntem amenințați din toate și constrâns și ni se transmit diferite mesaje că probabilitatea să se extindă această interdicție și după data de 15 septembrie este redusă. A fost principala preocupare a fermierilor strânși la târgul de la Slobozia, care au venit să dezbată subiectele la zi și să vadă noutățile din piața agricolă. Peste 13.000 de vizitatori au fost la târgul Farm Connect. Din acest moment, în 5 zile, practic, expiră termenul pentru interdicția de import a cerealelor ucrainene. Noi, ca agricultori în România, credem foarte mult în Uniunea Europeană și credem că trebuie să ajutăm Ucraina, însă în limitele în care nu ne omoară pe noi. Și găsim soluții și pentru noi și pentru ei. Și lucrând împreună, da, putem să ajutăm foarte mult Ucraina și am ajutat-o foarte mult. Dar în clipa aceasta, soluțiile care se găsesc nu privesc deloc interesele noastre, sau cel puțin așa se dorește. Acea soluție de a interzice importul pe o perioadă a fost o chestie benefică. Putea să fie și mai bună dacă se punea din prima un termen mai lung. Dacă s-ar suspenda acum pe 15? Dezastru. N-a fost timp. Dezastru. Oricum nu și-a făcut cine știe ce efecte, că n-a avut timp. Procesatorii tot aveau marfă și au așteptat, n-au cumpărat încă de la noi și basisul nu și-a revenit. Acum este foarte important să se prelungească pe 6 luni, pe un an, pe cât o putea și asta va da un mesaj în piață că trebuie să cumpere de la noi. Oricum avem o problemă, consumatorul nu poate să cumpere toată marfa noastră, procesatorul și consumatorul nostru nu poate să cumpere toată marfa noastră. Noi trebuie să mergem cu o parte din marfă, mai mult de jumătate, spre port și ne izbim de o altă barieră, tranzitul. Dacă tranzitul către Europa este prea mare din partea Ucrainei, nu vom avea acces la propriul nostru port. Adică și acel tranzit trebuie limitat, dar asta este soluția a doua, pentru că nu putem vorbi de a doua soluție fără prima. Dacă nu avem pe prima, murit. Când am rezolvat-o pe asta, și trebuie să o rezolvăm neapărat până pe 15 septembrie, putem vorbi și de cifre pe tranzit. Care ar fi impactul dacă nu s-ar rezolva problema asta cu interdicția? Impactul prețurile vor cădea foarte, foarte mult, procesatorii nu vor mai cumpăra de la noi. Fermierii noștri trebuie să vândă de urgență pentru că inputurile le cumpără cu un discount de 40, 50%, 30% și dacă întârzie la plată pierde tot discountul și atunci intră direct în faliment. Printre cei care se uită la noi sunt și consumatori, da, care spun ok, dar noi o să cumpărăm mai ieftin. Unul la mână și doi la mână, ăla care este în vest este
cred că în luna lui de miere, efectiv, când vede astfel de prețuri scăzute la materia primă, pentru că o procesează, nu? De ce ar lua o decizie în felul ăsta? De cum să convingi Bruxelles să ia astfel de decizie? Deci, în primul rând, m-ați întrebat de consumatorul nostru. Este adevărat, dacă ar cumpăra acum din Ucraina, ar cumpăra o marfă fără un control, pentru că se produce în alte standarde, nu sunt cele europene care vroiau cât mai curat, cât mai ecologic, ca să-și protejeze consumatorul. Va fi o marfă după standarde ucrainiene, care mai e și modificată genetic, cu alte substanțe care au fost interzise de foarte mult timp, pentru că sunt prea toxice. Deci vor alege o marfă de mai slabă calitate. Și cumpărând de la ei și ne cumpărând de la noi, în 2-3 ani, noi vom muri și vor fi nevoiți să cumpere foarte scump din altă parte. Pentru că atunci când noi nu mai producem local, marfa va deveni foarte scump, să se gândească la căpșuna sau la cireașa care vine extraordinar de scump la început, pentru că noi nu avem în clipa aia. Asta se va întâmpla acum peste 3 ani, dacă consumatorul român va cumpăra o marfă la alte standarde, mai ieftină, de la ucrainian. Bine, aici vorbim de cereale. Eu am făcut o comparație. Da. Dacă el nu va cumpăra... Care e riscul pe termen? Același risc. În 4-5 ani, dacă fermele sunt destabilizate, noi nu vom mai produce cantitatea necesară consumului în România. Se va face import, care înseamnă și logistică, să ajungă marfa aici, și speculă, care va face prețul mult, mult, mult mai mare. Și pe termen lung, în 2-3 ani, va pierde foarte mult consumatorul, și fermierul și consumatorul. Iar statul român nu va mai primi impozite, angajații foarte mulți, sute de mii din agricultură, vor fi concediați, deci printre acei consumatori sunt și angajații noștri, da? Deci care ar fi soluția? Aceea de prelungirea acestui termen, interdicția importurilor ucrainene? Este imperios necesară. Europa a înțeles asta în luna mai și în luna iulie, a prelungit-o, însă a prelungit-o foarte puțin, iar procesatorul, având stocuri în clipa respectivă, și-a permis o perioadă încă să nu cumpere. Așteaptă după 15 septembrie să cumpere tot marfa ucrainiană, care vine dintr-o zonă de război, este o marfă multă în disperare și practic și ucraineanul se profită de el și el este înșelat. El este în război, dar noi totuși suntem în Europa, în NATO, am plătit pentru asta și așteptăm să se compenseze ceva pentru noi. România, până înainte de război, importa din Ucraina în jur de 50.000 de tone. România, anul trecut, a importat produse agricole din Ucraina în quantum de 3 milioane de tone. Este foarte mare diferența. Reprezentantul Ministerului Agriculturii este sceptic și el în privința prelungirii acestui termen. Suntem la curent cu discuțiile din Parlamentul European și de la nivelul Comisiei și din Consiliul de Miniștri. Și da, există un curent care dorește liberalizarea importurilor înapoi. Deci cel mai probabil în 5 zile asta vom vedea. Vom afla.